Pentru că anul acesta nu este zăpadă, Moș Crăciun a fost nevoit să găsească alte modalități de a ajunge la copiii cu minți. A făcut echilibristică pe acoperiș sau a luat trenul din Laponia. Peste tot a fost așteptat cu bucurie de cei mici, care nerăbdător să vadă dacă moșul bun le-a împlinit și anul acesta dorințele, au învățat cele mai frumoase cântece și poezii. Pentru zeci de copii din orașul Amara, Moș Crăciun a coborât cu sacul plin de dulciuri și jucării, chiar de pe acoperișul școlii. Primii care au ajuns au fost piridușii și crăciunițele. Unde este Moș Crăciun? Nu vezi că n-a ajuns? N-am pierdut. E numai vina ta. Ai vrut să ne oprim la mod și... Piridușilor, ați văzut voi pe Moș Crăciun? Nu știm, noi doar am adus cadouri. Copii, l-ați văzut pe Moș Crăciun? Nu! Haideți să-l strigăm pe Moș Crăciun! Moș Crăciun! Moș Crăciun! Dar voi ați fost cu minți? Da! Să vedem pe unde coborâm. E intru sau nu intru? Mi-a spus să ne dau unul. Intru? E focul aprins? Bine, merg la celălalt. Simpaticul bătrânel nu a vrut să coboare de pe acoperiș până când nu a fost sigur că a ajuns la elevii silitori și ascultători de la școala din Amara. A fost convins că nu a greșit destinația, chiar de președintele Consiliului Județean Ialomița, aflat în mulțimea de copii. Trebuie să mai convingă cineva că sunteți elevii școlii Amara! Hai, moșule, că ne-a înghețat nasul! Nu, trebuie să mă convingă cineva! Moșule, confirm că aici te găsești la școala din Amara, din orașul Amara, unde sunt acești copii minunați care au fost cuminți, au învățat, au rezultate bune. Aici este locul potrivit. Sunteți la Amara, la școala generală George Musan. În cele din urmă, moșul a coborât în rapel pentru a împărți daruri, spre deliciul asistenței. Asta vin să mă aduc daruri, dar sunt pe poezie. Deci vin să vă dau cadouri. Credească, nu mai vin! Dragi copii cu 3 de i, ta să-mi iau sacul cu jucării. Asta e cu 2 de i. Ce faceți voi aici? Să știți, am tras o spaimă acolo. Bine că am scăpat de hamuri, m-am simțit un pic ca un cal, dar bine că am coborât aici, copii. A voi. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat, că mi-ați cântat. Și acum cred că urmează partea cea mai frumoasă așteptată de toți. Care parte este, copii? Cadouri! După ce au primit darurile, copiii l-au îmbrățișat, i-au cântat, l-au colindat și i-au cerut lui Moș Crăciun să vină măcar de două ori pe an la ei.